De ce nu asculți ce-ți spun? De ce ce-ți spun eu are mai puțină greutate decât ceea ce ți-ai imaginat tu în lipsa mea? Pur și simplu pentru că ceea ce mi-am imaginat eu are mai multe șanse să corespundă realității. Tu de spus poți să spui orice. Adică nu crezi ce-ți spun eu? Nu că nu te cred, dar în mod sigur, la un moment dat o să te trezești din toată amețeala asta și o să zici ce-i cu ăsta, ce-am văzut la el și momentul ăla va veni. Și atunci, mai bine acum. Mai bine ce? De unde naiba poți ști tu de acum ce o să fie, cum o să fie? De ce ai așa de puțină încredere în tine și în mine? Dacă tu de la început alegi să nu crezi, să nu mă crezi, atunci ce rost are? Sau poate că așa e felul tău. Da, exact. Așa e felul meu. Ai mai multă dreptate decât bănuiești. Chiar așa e. Eu nu cred în chestia asta numită fericire. N-am avut parte de ea și nu cred că există. E o invenție perversă care să te păcălească un pic și să te facă să crezi că ai ce pierde. Când a plecat taică-mă aveam 8 ani. Am fost convins că ne-a părăsit în primul rând pentru că l-am dezamăgit eu. Pentru că eram prea gras, aveam ochelari pe care tocmai pierdusem din nou și n-aveam nici cine știe ce note la școală. Îmi spărsesem și un dinte, unul nou care abia mi-a ieșit, mi-a tras unul în pumn în gură, mi-a spart dintele. Eu nu eram bătăuș. Tata s-a supărat foarte tare, m-a certat rău în seara aia, pe urma a doua zi n-a vorbit cu mine. 2 zile mai târziu și-a strâns lucrurile și-a plecat. 2 zile mai târziu și-a strâns lucrurile și-a plecat. Da, și ce-i cu asta? Doar n-a plecat că ți-ai spart tu dintele. Doar mi-ai spus că nu se înțelegea cu maică-ta și că avea pe alta. Și că maică-ta l-a dat afară. Da, da, asta ea mi l-a povestit mai târziu. Pe la 15-16 ani, când credea că eu o să înțeleg. Și până atunci am trăit cu ideea asta. O mai am și azi. Pe undeva și acum sunt convins că e adevărat, într-un fel. Patrick, tu chiar crezi ce spui? Într-un fel cred. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cum să-ți imaginezi cum e pentru un copil să fie grasul și ochelaristul la școală, îmbrăcit de colo-colo, să-i plece tatăl la 8 ani. Știi că n-a mai venit să mă vadă? S-a dus și vreo câțiva ani nici nu i-a mai auzit numele. Abia pe urmă, când ne-am mutat și noi la București. Nici n-a încercat să mă vadă sau să mai ia la el în vacanță. Pur și simplu nu l-am interesat. Are alți copii cu cealaltă nevastă, ăia sunt familia lui. Dar acum te vezi cu el. Acum da. Și-a adus aminte și de mine după ce a terminat medicina. Fiul meu, medic, chirurg, a început să-și îmbătrânească, e bolnav. Mă rog, nu contează. Și ce legătură am eu cu taică-tu? Dacă cineva te-a dezamăgit odată sau te-a părăsit, cum spui tu, deși între timp cred că ai acceptat că pe mama ta a părăsit-o și nu pe mine. Pe ea, dar și pe mine. Da. De fapt, ea cel puțin nu l-a mai vrut. Că te-a părăsit, pe mine m-a părăsit. Eu n-am avut de ales, nu m-a întrebat nimeni. Bine, dar chiar dacă ai dreptate în parte... Am dreptate și nu în parte. Bine, domnule, să zicem că e așa. Asta nu înseamnă automat... Nu înseamnă și gândit rațional, evident că nu înseamnă. Așa e, dar... Probabil că s-a așezat undeva într-un plan mai adânc, fără să vreau, subconștient, înțelegi? Păi dacă știi așa de bine cum stau lucrurile, de ce nu poți să te eliberezi de ideea asta? Eu nu sunt taică-tu și n-am intenția să te părăsesc, dar am senzația că pe undeva parcă ți-o dorești. Sau chiar dacă nu ți-o dorești, că ai să mă împingi cumva să o fac, indiferent de intențiile mele, pur și simplu pentru că nu crezi că ar putea fi altfel. Poate că ai dreptate. S-ar putea să fie așa, să te învingă într-adevăr să mă părăsești. Aș suferi, dar cel puțin s-a petrecut deja, nu mai trebuie să mă tem că o să se întâmple.